Dragi colegi, continuăm cu cea de-a patra activitate și din nou suntem pe platforma Learning Application. Vom accesa iarăși meniul Alcătuiește exerciții și ne-a rămas cea de-a patra activitate, Ordonare simplă. Deci, iară ne va apare o modalitate sau un model cum se realizează. Deci, elevii pot să miște cu locul și să realizeze un algoritm, să-l prezinte corect. Să încercăm și noi împreună să realizăm un astfel de algoritm. Deci vom accesa iarăși Alcătuiește exerciții. Vom indica titlul activității, de exemplu, substantiv. Mai jos voi indica depistați algoritmul de analiză a unui substantiv. Respectiv mai jos, unde indică card 1, putem să adăugăm text, iarăși imagine, text audio, sunet sau un element multimedia. Așa. Eu am selectat deja algoritmul. Algoritmul trebuie indicat corect, în ordinea corectă. Deci voi selecta text și respectiv aici adaug textul. Voi adăuga un alt element și deja ne-a apărut cel de-al doilea. Voi selecta al doilea element. Mai dau încă câteva. Așa, și iarăși text. Așa, numărul ne-a rămas. Și mai adaug încă un caz. Dacă algoritmul este gata, ne mișcăm iarăși la butonașul lansează și previzualizează. Și putem accesa butonașul OK. Dacă observați, la mine a apărut o variantă mai diferită decât cea care v-am prezentat la începutul acestui tutorial. Aici, aranjarea o puteți face orizontal. Deci, mișcați în rând și plasați. Respectiv, dacă observați, numărul de la fiecare element se schimbă în dependență cum aranjați. Dacă nu vă este comodă această modalitate, puteți să reveniți prin accesarea butonașului Adaptează din nou. Și mai jos de cadrele care le-am indicat, puteți să modificați direcția de apariție a acestor carduri. Deci prima activitate va fi în linie, cum ați văzut, activitatea prezentată anterior, cea de-a jos, liniile vor veni în ordine verticală, cea de-a treia în ordine orizontală. Și așa, și iarăși lansăm activitatea. Deci, iată, ne-au apărut elementele în ordine verticală, iar și avem condiția, vom accesa OK. Și deja dacă putem să plasăm fiecare după condiția necesară. La butonașul
de verificare puteți verifica care este corect și care este greșit. Și rămâne să salvăm activitatea pe care am creat-o. Deci vom accesa butonașul, salvează exercițiul. În rubrica exercițiile mele veți găsi toate exercițiile pe care le-ați creat, deci aici și cea din cronologie și cea din aranjare simplă. Nu uitați iarăși să indicați ca aplicația să fie publică. Deci este la limba română, înseamnă că trebuie să caut română. Și să zicem că este pentru gimnaziu. Și trimitem formularul. Pentru a plasa, iarăși revin cu o completare, pentru a plasa activitatea pe Facebook sau pe blog, mai jos de activitate aveți indicate linkul pentru paginile web, linkul pentru full screen, dacă doriți să vizualizați pe ecranul calculatorului și dacă doriți să incorporați pe blogul dumneavoastră, o să găsiți aici codul de incorporare. Eu vă doresc mult succes la realizarea sarcinilor și dacă aveți întrebări, puteți să apelați pe pagina de Facebook în platforme educaționale online în comentarii. Mult succes!